În timp ce autoritățile se laudă cu progrese în educația inclusivă, pentru sute de copii dependenți de scaunul rulant, școala rămâne un vis neîmplinit. Cei mai mulți nu au cu ce să iasă din casă. Statul, cel care ar trebui să-i ajute în primul rând, a lăsat această problemă în grija donatorilor străini. Și dacă scaune pentru maturi sunt mai multe, cele pentru copii ajung foarte rar în țara noastră. Așa că unele familii sunt nevoite să aștepte luni sau chiar ani loturile cu ajutoare umanitare, fără a avea garanția că vor obține dispozitivul de care au nevoie. În lipsa acestuia, unii copii sunt nevoiți să stea mai mult în casă. Sanuță, hai colorăm și gura la băiețelul acesta. Încet, șor, nu te grăbi, să nu treci de linie, atent. Așa, foarte bine. Sanduța are 8 ani. Nu poate merge pe propriile picioare de la naștere. Mama ei, o femeie cu 3 copii, toți mici, luptă de una singură cu greutățile vieții. Mai ales că mă ia singur de-am de un an de zile, mai despărță cu bărbat, nu știu, singură. Adu și eu pampersul în saș, dădeu la căză, nu mi-a dat nică. Dar chiar că zis-o invalidul, nu mi-a dat nică. Mama fetei spune că nimeni nu a informat-o vreodată că poate solicita un scaun rulant, iar până nu de mult s-au descurcat cu un cărucior pentru bebeluși. Pentru că acesta s-a defectat, copila nu mai poate ieși afară decât în brațele mamei. Am avut cărucior și ăla, dar el s-a rupt, i s-au mai rupt roțile dacă el e distă. Mi-l-a dat vecina mea. Am uia de-am luat, din provară viitoare n-am cărucior. Că eu chiar să ies cu țea la plimblare sau tata meu trăiește în Bălăvănești, tatăl vecin, noi ne mai ducem pe jos copiii la dâns. Și tot, nu ne putem duce din cauza la aceea că n-avem cărucior. În satul vecin, Cimișeni, o altă mamă se zbate să-și recupereze copilul ajuns în stare gravă după un accident rutier. Cosmin, care s-a născut sănătos, a ajuns țintuit la pat după ce a fost lovit în plină viteză de un motociclist. El s-a dus cu niște băieței, cu an mai mari, la o fetiță să repete o poezie din 1 septembrie, că era înainte din 1 septembrie. Pentru că eu nu i-am dat voie să duc. El s-a cerut voie să ducă la tatălui, că noi nu locuim împreună. Și i-am dat voie. Dar peste vreo 2 ore m-a sunat și a spus că au lopălit o motocicletă. Adică ei cu băiței s-au dus și fetița și ea locuia pur și simplu la marginea drumului. Și e clar lucru la noi, drumul ăsta singur ați văzut, e cotit și la vale. Și vine cu viteză și băiat tânăr. Căruciorul pe care îl are este unul pentru maturi, fiind prea mare și prea lat pentru el. Ca să nu cadă, Cosmin este legat de spetează cu un fular, în timp ce picioarele îi atârnă în aer. Mama lui a scris mai multe cereri pentru un scaun adaptat, dar cu greu a făcut rost de unul pentru maturi. Iată căruciorul ăsta mi l-a dat de la o biserică, de la Balțata. Cu cărucioarele foarte greu. Eu, nu știu, am fost în multe instanțe și am scris cereri, dar n-am putut să găsesc un cărucior. M-am adresat la... Însă, în primul rând, am scris la Crepor. La Crepor am scris cereri și a spus că rândul e foarte mare și de grabă nu o să avem. Într-un alt sat din același raion, o altă mamă umblă prin toate instanțele ca să facă rost de un cărucior care să corespundă nevoilor copilului ei. Angelina, o adolescentă de 11 ani, nu a beneficiat niciodată de un scaun rulant din partea statului. La asistența socială din sat chiar m-am adresat de mai multe ori și doamna ne-a promis, dar păreri de rău. Ați scris o cerere? Ce ați făcut? Și cerere a scris, da, și... Și n-ați obținut nimic, dar nu, ce v-au răspuns? O spus că parcă cineva a spus ca să-i aducă și pe urmă, nu știu, o refuzat, ori nu știu cum acolo și... Pun într-un rând și oamenii este un rând. Da. De aici, de la asistența socială, nu mi s-a oferit niciun cărucior. Numai de la motivație. Mama fetei, care are grijă de ea încă de la naștere, spune că lipsa unui scaun adaptat îi creează probleme foarte mari. Ea povestește că numai în filme a văzut cărucioare ușor manevrabile, cu butoane de comandă, în care speteaza se reglează după statura copilului. Cărucioarul, el este mai mult pentru maturi și copilul are 11 ani, nu corespunde vârstei. Este dificil să o aranjez într-însul, să o iau, speteaza e prea înaltă, doriți să fie așa la jumătate și mânerile de asemenea sunt prea ridicate. Iată cum așa vă descurcați așa? Cum o puneți în cărucior? Iată așa, eu de pe divan și mă stăr, o pun la frâinic să nu se miște
și o pun. Dar e foarte greu, copilul de acum are peste 32 de kilograme. Angelina nu poate ieși afară decât atunci când mai este cineva acasă. Fără ajutor, mama ei nu o poate așeza în scaun și nici nu o poate scoate la plimbare, deoarece casa lor are niște trepte foarte înalte. În aceste condiții, școala rămâne un vis aproape la fel de îndepărtat ca planeta Marte. O altă istorie, dar aceeași problemă, în satul Izbiște. Eleonora are 21 de ani și spune că de când se ține minte nu a avut un cărucior special pentru copii. Abia la maturitate a ajuns să aibă un scaun adaptat. Prea târziu, spune fata, coloana i-a fost deja afectată. Acel vechi, practic, e mai larg. În el când stau, nu pot să stau dreaptă. Chiar pot să mă întind în el. Asta nu e bine, deoarece se deteriorează și coloana vertebrală are mult de suferit. După cum se vede la mine, este această problemă. Anul trecut a aflat chiar de la fostul ministru al tineretului și sportului și el o persoană la scaun rulant cât de periculos este un cărucior neadaptat. Acesta a ajutat-o să obțină un dispozitiv modern. Eram la expoziție la Chișinău, când am fost, 3 decembrie. Și eram cu vânzare, s-a apropiat de mine un domn Serghei. Păcate am uitat... Afanasiu. S-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă nu mi-e greu în acest cărucior. Am spus că m-am obișnuit. Și m-a întrebat dacă vreau un cărucior mai bun. N-am răspuns nimic. Și ne-a chemat la el, acolo unde avea depozitul. Am mers împreună cu doamna care eram la expoziție și mi-l-a oferit. Acum, 3 decembrie 2015, s-a întâmplat acum 10 ani. Dar până acum era un orăcel de cărucior ai avut-o. Cărucior care e tot, mi-l-a dat de la Chișinău. Noi tot am fost pus la rând în grevle și de acolo ne-a ajuns rândul și ne-a chemat la Chișinău. Am fost la... unde faci proteză. La Clepăr. Proteză, da. Mi-a chemat și am fost acolo și l-am luat. Mult ați așteptat în rând? Nu, tot am așteptat, mult ușor. Avem unul, era rău cărușor. De când a devenit mai mobilă, tânăra se deplasează mai ușor prin sat și chiar a devenit o cititoare fidelă la biblioteca din localitate, unde special pentru ea a fost construită o rampă de acces. În raionul Criuleni sunt peste 320 de copii cu dizabilități, de care se ocupă organizația Femeia și Copilul, Protecție și Sprijin. Avem un programul de servicii de suport, în care este serviciul echipă mobilă, care practic în 2008 l-a activat, dar era, cum să vă spun, pe ore. Nu erau specialiști într-o grupă așa angajați la serviciu, dar ei luam de la Centru Speranța, de la medicină îi luam. Dar acum, din 2015, noi am luat echipa mobilă de 4 specialiști, kinetoterapeut, psihopedagog și logoped. Și deci am zis că avem la evidență 327 de copii cu dizabilități la vârsta 0-18 ani, dintre care 88 de copii au nevoie de asistență echipei noastre mobile. Potrivit organizației, cele mai multe probleme apar din cauza lipsei echipamentului, care ar asigura o mobilitate mai bună. Am încercat de nenumărate ori să soluționăm problemele acestor copii și familii, și anume în identificarea echipamentului care ar corespunde staturii copilului, vârstei și anumitor poate particularități specifice de dezvoltare. În acest context am apelat și la instituțiile, spunem, statului responsabile de problema respectivă. Răspunsul lor doar o singură dată la început a fost că ar putea să ne ajute și într-adevăr au făcut-o oferind un cărucior, dar părerea rău acesta nu a corespuns nici vârstei persoane pentru care am solicitat și nici standardelor, să spunem. În rest, celelalte situații le-am soluționat cu alți donatori, oameni de bună credință, persoane care au putut să ofere echipamentul respectiv. Victoria Secu spune că nu doar scaunele rulante sunt o problemă. Cât
identificarea unor echipamente, cum ar fi premărgătoarele, fie statici, fie cu roți, cu frâne, deci adaptate la necesitățile copilului, în special pentru vârsta timpurie de dezvoltare. Dar asta e o problemă, pentru iată anume a identifica acest tip de echipament sau verticalizatoare. Situația de la Criuleni este la fel ca în toată țara. Reprezentanții unei organizații care luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Keystone Moldova, afirmă că pentru autorități problema scaunelor cu rotile nu este una prioritară. Nu există mecanismul ăsta de dotare cu scaune cu rotile. El nu există. Da, el există pe hârtie și noi cel pe hârtie îl cunoaștem. De exemplu, dacă eu astăzi am nevoie de scaun cu rotile, dacă eu iau partea legală, eu trebuie să merg la medicul de familie. Deci, mergând la medicul de familie, mi se eliberează un certificat de la medic, adică de la Consiliul Medicilor, CMC se mai numește el, unde eu am recomandat acolo că persoana dată necesită scaun cu rotile. Cu certificatul ăsta, eu merg la Direcția de Asistență Socială și Direcția de Asistență Socială, de fapt, trebuie să mă pună la rând unde. Deci, în afară de documentul ăsta, eu duc în un pachet de documente. Xerox a buletinului de identitate a beneficiarului, și mai departe. Persoana cu dizabilități trebuie să aibă aici certificatul de expertiză. Certificatul de, da, de dizabilitate. Dizabilitate și deja certificatul ăsta de la medic, care confirmă că persoana, cu adevărat, are un diagnostic și îi se recomandă scaun cu rotile. Asta lipsește. Ce fel de scaun cu rotile are nevoie persoana? Nu știu care, eu știu care măsurări să le iau pentru ca să le dau acolo. Eu nu știu, eu sunt părinte, da? Dar nimeni nu le ia, vă asigur. Organizația obștească trebuie să aducă niște scaune rulante din diferite țări pentru Republica Moldova. De ce oare nu face lucrul ăsta statul? Moldova nu produce și nici nu cumpără scaune rulante. În bugetul de stat nu sunt prevăzute de ani buni mijloace în acest scop. Paradoxal este că guvernul s-a obligat printr-un regulament adoptat încă în 2011 să acorde o dată la un an și jumătate un scaun cu rotile pentru fiecare copil care are nevoie de el. În realitate însă autoritățile nu fac aproape nimic pentru a-și respecta angajamentele. Ar fi binevenit de a face un program național unde ar fi prevăzut anume procurarea cărucioare pentru persoane cu dizabilități. Adică organizarea careva licitații, mă știu eu, atras companii care statul să aibă grijă. Noi, ca organizație obștească, practic putem să acoperim doar 30% din necesitate pe întreaga Republica. Societatea Invalizilor este una din cele două structuri abilitate de stat cu repartizarea scaunelor cu rotile venite din ajutoare umanitare. Doar unul din 10 cărucioare aduse în țară sunt pentru copii. Noi, practic, în fiecare an ne adresăm la diferite ambasade, la guvern, de a finanța cât uși de cât piesele care ar putea să le aducem în țară, să asamblăm anume pentru așa o categorie. Dar vă spun că un așa cărucior costă de la 1.300 de euro în sus. Pentru un copil cu paraplegie, adică un copil care, pur și simplu, în așa un cărucior, nu poate să se simtă comod. Fiindcă pentru a avea comoditate, de a se simți normal și de nu avea, pe urmă, niște consecințe negative, trebuie un cărucior, într-adevăr, ajustat pentru persoană. Organizația are de mai mulți ani un contract cu o misiune religioasă de peste hotare, care aduce în Moldova piese pentru scaunele necesare persoanelor cu dizabilități. Noi permanent primim de două containere pe an, unde le asamblăm, evaluăm, depinde de care comandăm cărucioare. Sunt cărucioare mai scumpe, de exemplu, modelul ăsta este mai ieftin, adică la preț, dar e solicitat mai mult de persoane cu dizabilități care se deplasează în condiții de casă. Așa modele, de exemplu, ele mai mult de stradă. Și modelul ăla care cu mai nivel, de asemenea, tot e de stradă. Noi suntem organizația obștească. Noi cu statul avem doar contribuția ministerului, care achită 200 persoane pentru lucrurile care le fac ei. Asamblarea,
și evaluarea cărucioarelor. În timp ce la Societatea Invalizilor sunt distribuite scaune noi, o altă structură abilitată cu această problemă, întreprinderea de stat Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare, le împarte la mâna a doua. Avem 3 cărucioare dus sau 4 premărgătoare. Le-am încărcat și le-am dus și în afară de alte servicii care le oferim, ducem și cărucioarele cu rotile. Dacă prețul unui cărucior în limita la vreo 4.000 și ceva de lei, în dependență, vedeți că mai sunt și alte cu alte atribuții așa mai speciale, și dacă rândul nostru la momentul de față e trecut de 1.000 de cereri, de 1.200, zicem așa, de beneficiari, înmulțiți și aritmetica aici e simplă. Și asta așa, ca să lichidăm ceea ce avem acum, dar și mai departe, adică rândul ăsta e necesar de-l menținut tot financiar ca să nu crească. Potrivit lui Moscalenco, Crepor a elaborat cu ani în urmă propriul model de scaun rulant, dar pentru lansarea acestuia în producere nu s-au găsit bani. Din cele peste 20 de cărucioare care se repartizează în prezent, doar 2-3 sunt pentru copii. Depinde de vârsta copilului care solicită, adică noi le gătim, adică le adaptăm după necesitățile antropometrice ale copilului. Mai avem aici și, dar astea sunt pentru maturi, deci premergătoare, cum le numim noi, deci astea sunt pentru iar persoanele cu dizabilități pe care le repartizăm în raioanele, deci vin dumnealor cu transportul sau ai noștri se duc cu echipa mobilă acolo și în fiecare raioane câte 7, 8, 10, adică le repartizăm conform cerințelor lor. Mai rar, dar mai primim câteodată și iată, vedeți, avem aici două scaune, deci pentru WC-ul, care tot pentru necesități speciale, pentru pacienții care stau la pat. Cârje, bastoane, cârje canadiene sau cu sprijin pe antebraț, iată, care mai sunt. Vedeți, din păcate, toate sunt, zicem, de mâna a doua. Responsabilii de la Crepor estimează că statul ar trebui să aloce anual în jur de 4-5 milioane de lei pentru a procura necesarul de scaune rulante. La rândul lor, autoritățile afirmă că statul are pus la punct un mecanism de distribuire a scaunelor rulante aprobat prin hotărâre de guvern. În ultimii ani, noi avem cu Societatea Invalizilor din Republica Moldova un proiect care este susținut de către organizații de benefacere din Statele Unite ale Americii și iată, deja de prin 2011 sunt asigurate persoanele cu cărucioare fotolii pliante. Statul contribuie cu mijloace financiare pentru a asambla aceste cărucioare, pentru că conform proiectului ele sunt importate sau sunt aduse în Republica Moldova sub formă de piese și în luna ianuarie adus ultimul lot de cărucioare a fost asamblat în jurul la 3.000 de unități de cărucioare. Statul a contribuit cu aproximativ 860.000 de lei în această perioadă, din 2011 până în 2015, sfârșitul anului, pentru că ultima tranșă noi e de 260.000 aproape, 260.000, în luna decembrie a fost transferat Societății Invalizilor din Republica Moldova, anume pentru asamblarea încă 650 de cărucioare. Funcționarul recunoaște că statul are o contribuție mai mult simbolică în acest domeniu. Dar este o cifră care demonstrează că există contribuția statului, există un parteneriat între societatea civilă, asociația de obștești și stat. Potrivit Biroului Național de Statistică, în țara noastră sunt peste 17.000 de copii cu dizabilități. Autoritățile nu știu câți dintre aceștia au nevoie de un scaun rulant.